Salutare tuturor, eu sunt The Link și bine v-am regăsit la un nou clip foarte special, pentru că astăzi vreau să spun că începând cu data de 28 aprilie, voi puteți participa un eveniment super special prin care obiectele voastre pot ajunge în spațiu, mai exact în stratosferă, și ce este și mai interesant este faptul că toate astea au loc în România, mai exact pe aeroportul din Iași, și oricine poate participa în acest proiect, bineînțeles cu ocazia acestui zbor voi o să primiți și un bilet de călătorie simbolic unde vor fi imprimate numele voastre, dar bineînțeles dacă veți dona orice sumă, voi o să puteți să vă personalizați diferite obiecte sau să vă trimiteți propriile voastre obiecte în spațiu, și poate vă gândiți, ok, The Link, noi ne trimitem obiectele în spațiu, dar ce se întâmplă cu ele? Aflați că le puteți recupera, adică acest zbor nu va dura foarte mult și totul va fi filmat, iar voi o să puteți profita de acele filmări și să le aveți voi, să vedeți cum se vede curbura pământului în stratosferă și bineînțeles cum obiectele voastre se află acolo în siguranță. Și gândiți-vă că de moment ce obiectul vostru a decolat, să spunem așa, în spațiu, el din moment ce ajunge înapoi pe pământ va fi de două ori mai valoros și vă puteți lăuda prietenilor, uite băi, chestia asta a plecat la 30.000 de metri altitudine și asta este un lucru foarte awesome. Hai să vă prezint ce este pe site-ul iasinspace.ro, pentru că cel care a inițiat acest proiect este un tip foarte de treabă și a avut anumite idei foarte, foarte interesante și chiar și pe mine m-a frapat ceea ce el tocmai a făcut. Putem observa că cu doar 10 lei pe care voi îi puteți dona aveți o invitație la evenimentul de lansare, adică puteți să aveți locuri acolo din momentul ce balonul cu heliu decolează pe aeroportul din Iași, și bineînțeles numele vostru va fi printat în jurnalul de călătorie care va ajunge în stratosferă alături de celelalte nume. Iar pentru 30 de lei, în schimbul unei donații, voi veți primi în plus față de cea de 10 lei, printat pe foaie magnetică, cea mai reușită poză din zbor, și voi o puteți dărui altor prieteni sau o puteți păstra, bineînțeles, pentru că în timpul zborului, pe tot parcursul acestei călătorii, vor fi două camere HD care vor filma și fotografia toată călătoria, și chestia asta sună foarte, foarte interesant. Poate am și eu cum să vă arăt peste câteva săptămâni cum a avut loc toată această călătorie, câteva secvențe, dacă voi putea avea ocazia să primesc, să vă spun cum se vede totul de acolo. Și chiar mi-aș dori să pot avea ocazia odată în viață să ajung și un spațiu, este un vis. Încă de când eram copil mic mi-am dorit să fiu un fel de cosmonaut care va putea experimenta această experiență. Și dacă vorbim de donații, putem spune faptul că pentru 50 de lei avem câteva pachete în plus, un zbor la clasa 1 cu sprijinul prietenului de la idei3d.ro, mai exact numele vostru va fi printat 3D și va ajunge în acela ce va urca până la 30 de km altitudine. După recuperarea în acele, bineînțeles că toate obiectele se vor recupera, adică nu o să pierdeți nimic. Ei vă vor dărui vouă numele de călător și bineînțeles aceasta este un lucru foarte awesome. Gândiți-vă cum o să puteți avea fotografii magnetice cu acele... Dar ridica gradul de încredere în acest proiect, puteți observa faptul că foarte multe companii destul de mari au colaborat cu acest proiect și bineînțeles că tot vorbeam mai devreme de donații. Poate vă întrebați, ok, dar dacă vreau să donez, cum pot proceda? Păi, în primul rând puteți contacta cel care a inițiat acest proiect, aveți aici diferite rețele de socializare, sau dacă dați click aici, să spunem că vrem zborul de 50 de lei, dăm click pe donează aici, eu o să deschid într-un nou tab și ne va duce pe o pagină unde noi ne putem completa datele personale și bineînțeles ulterior bifăm ce pachet dorim, și plățile, metodele de plată prin care puteți achita, deci totul este asigurat și vă pot garanta că nu va exista o eroare sau ceva, deci totul este sigur. Și vedeți că și presa a scris despre acest proiect, până și presa din România, dar și cea din străinătate, și tot vorbeam mai devreme de parteneri, puteți vedea aici siglele celor care au luat parte la acest experiment, uite, până și Mitsubishi a dorit să se implice în acest proiect, și bineînțeles
Pe lângă toate astea, dacă voi n-ați înțeles ceea ce v-am spus, eu vă pot garanta că dacă intrați pe acest site, care bineînțeles se regăsește și în descrierea acestui clip, o să puteți citi totul despre acest proiect și o să înțelegeți cap coadă tot ce se va petrece pe data de 28 aprilie. Eu vă invit și pe voi să vă personalizați un obiect care ulterior va fi trimis în spațiu sau să vă trimiteți propriul vostru lucru care ulterior îl veți recupera, să vedeți zborul de acolo și toate aceste lucruri care vor fi filmate vor putea ajunge și în mâinile voastre. Eu vă mulțumesc foarte mult de vizionarea acestui clip, eu am fost The Link și ne revedem mâine dimineață la un nou episod din Sims 4 probabil. Ciao!